ziua, vă salută Tatiana. Astăzi voi începe un nou proiect pentru doamnele începătoare, această găinușă cu prosopel, pe care am realizat-o în cea mai mare parte după ideile mele. Așa cum spuneam, este un proiect pentru doamnele începătoare. Pentru aceasta vom folosi firul Bravo. De această dată voi lucra cu culorile alb și roșu. Apoi vom avea nevoie de croșet, bineînțeles, voi folosi croșetul numărul 3, care este adaptat acestui tip de fir. Dumneavoastră puteți lucra în culorile dorite de dumneavoastră. Vom avea nevoie de foarfece, vom avea nevoie de clămiță despărțitoare sau fir despărțitor, acul pentru cusut lână și nu în ultimul rând vom avea nevoie de melană pentru umplutură, iar apoi de o pereche de ochișori. Ochișorii vom alege în funcție de mărimea găinușei. Fiind prezentate materialele, eu propun să începem să lucrăm și voi începe cu culoarea albă. În cercul magic voi începe să lucrez pentru început un număr de 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Deci avem 3 cu primul de aici. După care luăm firul pe croșet și în interiorul cercului magic vom lucra un total de 20 de piciorușe duble. Deci 20. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Deci am lucrat un total de 20 de piciorușe duble, inclusiv primul picioruș format din ochiurile de lanț. Vom închide cu fir alunecat în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș, vom urca în sus 2 ochiuri de lanț, voi lua firul pe croșet și vă rog să mă scuzați, în corespondența aceluiași picioruș vom face și cel de-al doilea. După care luăm firul pe croșet, ne deplasăm în piciorușul următor și vom face din nou o înmulțire. Deci în corespondența fiecărui picioruș noi vom lucra o înmulțire și ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând cu un total de 40 de piciorușe duble. Am ajuns și la sfârșitul acestui rând, vom închide ca de obicei cu fir alunecat. În corespondența primului picioruș dublu, vom lucra 2 ochiuri de lanț, firul pe croșet, ne vom deplasa în următorul picioruș și vom lucra o înmulțire. După care, firul pe croșet, ne deplasăm în următorul picioruș și lucrăm un picioruș dublu în mod obișnuit, apoi o nouă înmulțire. Deci, acest rând vom lucra un picioruș dublu și vom continua cu o înmulțire, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. După ce am lucrat un picioruș dublu urmat de o înmulțire pe întreg parcursul rândului, vom închide acest rând, continuăm cu 2 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet, ne deplasăm în următorul picioruș și facem picioruș dublu. Acest rând va consta doar în piciorușe duble lucrate în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând. Din acest moment vom face 2 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu, firul pe croșet în corespondența aceluiași picioruș voi face cel de-al doilea picioruș dublu și voi continua cu cea de-a doua înmulțire, piciorușul următor, cea de-a treia înmulțire, pentru că vom face 8 înmulțiri consecutive. Deci avem cea de-a treia, patru,
frumoase. Aceasta este cea de-a șaptea. Cea de-a opta, mulțire. Iar în continuare vom lucra fiecare picioruș așa cum se găsește. Deci picioruș după picioruș, fără niciun fel de înmulțiri. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la sfârșitul acestui rând. Acesta este rândul cu numărul 5. Vom începe rândul numărul 6, în modul în care deja știți, și vom continua să facem picioruș dublu, în corespondența piciorușului dublu din rândul anterior. Începând de la rândul numărul 6, deci numărul 6, până la rândul numărul 15 inclusiv. Deci vom avea o serie de 5, 10 rânduri, dacă nu mă înșel. 5, 6, 7, 9, așa, 10 rânduri vom face, picioruș după picioruș. Am ajuns la capătul celor 10 rânduri de piciorușe duble. Acum vom închide. Vom închide ca de obicei rândul. Voi scurta firul și voi închide această parte a lucrării. Deci până aici totul a mers cum trebuie. Din acest moment noi vom pune lucrarea în felul acesta. Vom pregăti firul. În două lucrare. Voi întoarce cu partea deschisă înspre mine. Voi număra 1, 1, 2, 3, 4, 5 rânduri. Când am ajuns la rândul numărul 5, vom pune lucrarea în două, în felul acesta. Voi intra cu croșetul undeva între numărul 5 și numărul 6. Voi pune firul și voi porni cu trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Acest capăt de fir îl voi lua cu mine și pe măsură ce lucrez îl voi ascunde. Firul pe croșet și apoi voi intra în corespondența fiecărui picioruș. Și voi face câte un picioruș dublu. Deci cu atenție să nu greșiți rândurile. Deci în corespondența fiecărui picioruș dintre aceste două rânduri, noi vom face câte un picioruș dublu și ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând, voi închide cu fir alunecat. În acest mod noi începem prosopelul care este face de suport lucrării noastre. Acum vom continua lucrând. Două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și voi continua cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea, de-al patrulea, cel de-al cincilea picioruș dublu, iar în următorul vom face o înmulțire. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului, 5 piciorușe duble urmate de o înmulțire, iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând pentru a continua. Vom închide rândul cu fir alunecat și vom continua lucrând 6 piciorușe duble urmate de o înmulțire. Avem deja 2, 3,
Creatorul, o mulțire. Astfel vom lucra pe întreg rândul, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Vom continua rândul următor, după ce închidem acest rând cu fir alunecat, vom continua lucrând. Două ochiuri de lanț care țin locul unui picior uș dublu, apoi continuăm. Cel de-al doilea, 2, picioarușe duble, după care vom face o mulțire. În felul acesta lucrăm pe întreg parcursul rândului, deci 7 picioarușe duble urmate de o mulțire, iar noi ne vom reîntâlni la sfârșitul acestui rând. Iată că am ajuns și la capătul acestui rând, pe care îl vom închide ca de obicei cu fir alunecat. Vom lucra două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Vom intra în următorul și vom face cel de-al doilea picioruș dublu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Picioarușe duble urmate de o mulțire. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului. Deci vom repeta 8 picioarușe duble urmate de o mulțire. Am ajuns și la capătul acestui rând unde am lucrat 8 picioarușe duble urmate de o mulțire. Voi închide rândul. Acum voi face două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Voi continua cu 5 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5. Firul pe croșet și în corespondența acelui picioruș voi face un picioruș dublu. În felul acesta am format acest V pe care mai apoi vom face modelul. Voi continua lucrând un număr de 9 piciorușe duble. Deci 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și cel de-al 9-lea picioruș dublu, după care vom intra în următorul picioruș, în piciorușul cu numărul 10 și voi lucra un picioruș dublu. 5 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, firul pe croșet și voi face cel de-al doilea picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș. Și în felul acesta vom continua. Acum vor fi din nou 9 piciorușe duble, în cel de-al 10-lea vom lucra cele 2 piciorușe duble și cele 5 ochiuri de lanț. Iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. După ce am ajuns și la capătul acestui rând, vom lua firul pe croșet și vom intra în corespondența celor 5 ochiuri de lanț și vom face un picioruș dublu, cel de-al doilea,
treilea, patru. Cinci, șase și cel de-al șaptelea picioruș dublu. În acest moment luăm firul pe croșet și, după cum știți, avem aici 9 piciorușe duble. Vom sări 2, vom intra în cel de-al treilea și vom face un număr de 5 piciorușe duble consecutive. Deci, 1. Vom intra în următorul, vom face pe cel de-al doilea, 2, 3, 4, cel de-al cincilea, iar acum din nou luăm firul pe croșet, intrăm în corespondența spațiului format din ochiurile de lanț și facem cele 7 piciorușe duble. Apoi, din nou, 5 piciorușe duble în continuare. În felul acesta vom lucra pe întreg parcursul rândului. Avem 4, 5, 6 și cel de-al șaptelea. Iar acum firul pe croșet. Vom sări 2 piciorușe, aveți grijă să nu încurcați aici piciorușele, deci 1, 2, voi intra în cel de-al treilea și voi face din nou 5 piciorușe duble. Astfel, noi vom continua singure și ne vom reîntâlni la sfârșitul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului, am lucrat și ultimele 5 piciorușe duble. Acum voi închide rândul cu fir alunecat în corespondența primului picioruș dublu. Piciorușul dublu lucrat în corespondența celor 5 ochiuri de lanț. Mă voi ridica în sus cu 2 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. Firul pe croșet voi intra în corespondența aceluiași picioruș și voi face cel de-al doilea picioruș dublu. Un ochi de lanț de separare. Voi intra în următorul. Și voi face din nou 2 piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, în următorul din nou 2 piciorușe duble. Deci în corespondența fiecăruia dintre cele 7 piciorușe duble lucrate rândul anterior, noi vom lucra câte 2 piciorușe duble și vor fi separate, fiecare grup va fi separat de câte un ochi de lanț. Eu aici greșeam, nu făceam ochiul de lanț, așa, și apoi trebuia să mă întorc în urmă, să desfac. Cel de-al șaselea grup, de 2 piciorușe duble, un ochi de lanț de separare, iar acum voi face cel de-al șaptelea grup de piciorușe duble, voi lua firul pe croșet și voi intra în piciorușul cu numărul 3. Deci vă amintiți, am lucrat 5 piciorușe duble, acum vom intra în piciorușul cu numărul 3, vom face un picioruș dublu, firul pe croșet și vom intra exact în corespondența primului picioruș dublu lucrate în spațiul format din cele 5 ochiuri de lanț și vom repeta. Pentru fiecare picioruș dublu din rândul anterior vom face un grup de 2 piciorușe duble separate de un ochi de lanț, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Să fac și acesta în modul în care să vedeți încă o dată.
Astfel am creat această danteluță pe marginea prosopelului, care este dedesubtul găinușei noastre, care, după părerea mea, arată mult, mult mai bine decât obișnuitul prosopel rotund. Mi-a venit ideea uitându-mă pe Pinterest și am văzut diverse modele. Astfel am spus, hai să-l inventez și eu pe al meu. Deci nu am copiat pe nimeni. Practic mi l-am inventat, de aceea am și lucrat găinușa cealaltă, pentru că a trebuit să număr, să fac. Deci am terminat grupul piciorușelor duble, iar acum voi lua firul pe croșet și voi intra în corespondența celui de-al treilea ochi din cele cinci. Și voi face un picioruș dublu, după care se intră din nou în corespondența primului picioruș din piciorușele lucrate în spațiul format din cele cinci ochiuri de lanț. Și am făcut deja primul grup, un ochi de lanț de separare și vom continua singure până la sfârșitul rândului, iar noi ne vom reîntâlni. Am ajuns și la sfârșitul acestui rând, voi face ultimul picioruș dublu și voi închide rândul în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș de la începutul acestui rând. În acest moment vom scurta firul, îl vom tăia și vom închide această parte a lucrării. În același timp, voi închide și eu această primă parte a tutorialului. Până acum, cam așa se prezintă ceea ce am lucrat, deci partea cea mai importantă, noi am realizat-o deja. În partea a doua, continuăm și eu vă mulțumesc pentru atenție, închei ca de obicei cu aceleași cuvinte, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și ne vom întâlni cu continuarea tuturor.